Te-am întrebat dacă ești de acord ca în guvern să fie propus și votați manageri cu performanță din companiile private și din corporații, și nu din activul partidelor. Uite ce ai răspuns. 82% dintre respondenții noștri au spus da, sunt de acord cu privații în guvern, nu doar 18%. Suntem de acord că un guvern, ca orice întreprindere, trebuie să facă un management eficient? Că ne ducem și spre, și spre profit, nu mai suntem de acord. Suntem de acord. Că dacă tu n-ai fi indiferent, ne preocupa de bănuții tăi. Prost, adică. O parte. Da? O parte pe care i-ai dat ca și contribuții și taxe. Eu taxele și impozitele nu vreau să le numesc taxe și impozite, vreau să le numesc investiție, da? Investiție exact, în bunăstarea asta mea. Sunt investiție într-un fond colectiv care se numește buget. Deci, Nea fi. avem nevoie de guverne eficiente. Și spectatorii noștri ne-au spus, da, da, suntem de acord ca orice ministru din guvern să vină din privat. Băi, asta e o revoluție. Ea exprimă o lehamite, o concluzie a poporului român că toată impostura de partid nu poate la infinit să căpușeze pe banii noștri. Hai să ne uităm la guvern, Hofi. Ia uite aici. Ce meserie au, da? Domnul Marcel Ciolacu, jurist. Cine mai e acolo? Grindeanu informatician? Da. Asta și face. Da? Și? Cintește de deca, inginer naval. Da. Ați și mai, mai departe? Inginiar... Predoi, avocat. Da. Alina Gorghiu, avocat. Am mai serit cineva. Odobescu. Raluca Turcan la cultură. Specialist în, în relații internaționale. Radu Oprea, inginer de mecanică și, inginer mecanică și electrică. Economist este Barbu, Burduja, specialist în științe politice, vedeți? Bogdan Ivan este specialist în administrație publică și comunicare. Încă un jurist, Mircea Fechet. Uh, Natalia totero este profesor de română și de engleză. Uite, toate limbele posibile. Pe scurt și pe românește, toți sunt activiști de partid da? care ocupă funcții de management. Că am stabilit că ministru e un manager. Pe un segment al, al uh, guvernului, da? Dar spectatorii noștri vă spun, doamnelor și domnilor miniștri, că dacă nu aveți o experiență în privat, în a vă trezi dimineață și a vă ocupa de angajații domnilor voastre să aibă ce mânca, ce să fac, unde să-și ducă copiii, cum să-și îmbrace, nu aveți ce căuta în guvern. Pentru că guvernul este despre administrarea banilor noștri. Domne, cum ar arăta în toate funcțiile astea de miniștri niște oameni din sectorul privat care astăzi sunt oameni care lucrează în privat? Care dau cu economia că, reală, nu Și care sunt oameni care se scoală dimineața și dau de lucru la oameni. Ciorcilă de la Banca Transilvania, Șucu era să zic de la Rapid, de la Mob Expert, de la Concordia, da. de la ce mai avem noi, că este în multe zone. Iulian uh, Stanciu de la EMAG. la EMAG. Un foarte capabil și el, într-adevăr. Silviu Popovici de, uh, de la Pepsi Europa. Pe Europa de are o poziție Overall, foarte importantă. acești patru antreprenori și manageri. Cred că ei angajează câteva zeci de mii de oameni. Băiatul ăsta, Silviu Popovici, e ceo la Pepsi Europa. Deci el a fost promovat ca manager. Cam cum s-ar așeza într-o poziție de prim-ministru? Crezi că s-ar scula ca domnul Ciolacu să ne spună în fiecare zi de comasare și de democrativă? Nu, Hofi, ne-ar spune în fiecare zi așa. Am de rezolvat apărarea României. Prioritatea 1. Să restructurez guvernul într-un anumit plan, nu să vină AMF-ul la mine să -mi spună domnule, trebuie să restructurezi, că ești în deficit. Nu. Vom mai da un alt exemplu apropo de competență. Bă, după ce că sunt incompetenți, da? Mai țin și vreo 10% din economie în firme de stat. Și am auzit acum că domnul Ciolacu i a pus sub uh, Neacșu, secretar general al guvernului. A creat un nou guvern, guvernul Neacșu, care guvernul Neacșu l-are prim-ministru pe băiatul ăsta Pricop sau Precup, da? Precup, da. De la Amepip. Hai să vedem precup, ce meserii da. are domnul Precup, hai să ne uităm. Ei, e bine școlit. Da? A condus făcut sobul, meserie, nu știu ce, are a bine condus școlit. El vreo multinațională? Nu. E tot un politruc, da? Care se numește mai nou tehnocrat. Guvernul trebuie să dea afară toate întreprinderile lucrative, pentru că ele sunt concurență neloială față de sectorul privat și sunt găuri. CFR, dezastru. CFR, marfă, dezastru. Poșta, dezastru. aeroport Otopen, dezastru. Tot se laudă, domne hidroelectrica. Păi ce e hidroelectrica? O pușculiță, da? Care banii ăia Că puten... am putea spune... Potenția, la... potențialul acestui hidroelectrică e de 10 ori mai mare decât este acum. Da? Această întreprindere nu are ce să caute la stat. Și ce face hidroelectrica? Păi, în loc să facă profit face. de 10 miliarde, da? face profitul un miliard. Bă, extraordinar profilul hidroelectric. Bă, dar dacă da, n-ar fi mai bine să facă 10 miliarde. -ar fi mai Și din ele. 5 dăm la apărare, 5 dăm la educație. până ar fi bine. N-am mai deci avea deficit. Politica e una, administrarea e alta. Hoff. Sunt de acord cu tine că managerii și antreprenorii români nu vor să intre în guvern. De ce? Că e un loc toxic. Ceea ce încercăm noi să facem, da? cu ajutorul tău, pentru tine, cu contribuția ta, a prietenilor tăi, a comunității tale, da? este să curățim acest mediu toxic care este mediul public astăzi. Și asta trebuie să-ți spun care ai votat, ție care ai votat, că vrei, 82%, vrei manager la, la, la în guvern. Nu e ușor. Că de 30 de ani te dai la o parte și faci părtie impostorilor, incompetențelor și șmecherilor aroganți. Da? Abandonându-ți libertatea de a decide și puterea pe care ți-o dă democrația. Ne e rușine să vrem, să fim și noi o altă elveție. Păi nu o să fim asta dacă nu vom desfința monopolul partidelor și nu le vom pune la bloc start în aceeași poziție cu alte organizații, cu alte asociații, cu indivizi, cu toată lumea, să aibă toți dreptul să propună și să concureze pentru joburile publice. Putem face asta? We the people.